Vă spunem un bun găsit, stimați telespectatorii, la un interviu, la o discuție în care încercăm să căutăm răspunsuri noi terapeutice pentru bolile vechi care n-au fost încă tratate până în prezent. Eu sunt Miruna Ruxande, iar alături de mine, invitat astăzi, este domnul dr. Vasile Bodnar, căruia îi mulțumesc pentru că a acceptat invitația noastră. Vă spunem un bun venit! Cu dragoste vă îmbrățișez și mă bucur că am venit la voi! Ne bucurăm că putem să, iată, să stăm la o discuție și să vedem care sunt noutățile pe care ni le aduceți. Mai întâi aș vrea să pornim în această discuție noastră întrebându-vă la ce boli se adresează tratamentul pe care îl oferiți. Uh, tratamentul pe care eu îl ofer în momentul de față este înschis în acel cod genetic celest în care Dumnezeu ne arată cam ce trebuie să facem ca să trăim mai mult, înspre pregătirea noastră de trăit bine în veșnicie. Deci, în felul acesta construim acest drum terapeutic al afecțiunilor pe care, într-adevăr, medicina, în momentul de față, până în momentul de față, chiar nu a dat răspunsuri clare, științifice, care să satisfacă dorințele noastre de tuturor. Așa că avem multe afecțiuni pe care, în momentul de față, medicina nu a dat de răspuns. De exemplu, este psoriazisul. Medicina nu a dat un răspuns bolile degenerative, uitați-vă pe stradă, când aveți o, o imagine care este uneori mai puțin plăcută, ca să nu numesc altfel, să nu definesc altfel, când vezi oameni care sunt strâmbi din toate punctele de vedere, îi vedeți cu articulațiile deformate, cu poziția corpului deformată. Deci, în marea parte, aceste boli care privesc articulațiile sunt încă nerezolvate, pentru că, așa este nivelul actual de cunoștințe medicale mondial. Dacă te uiți pe stradă, de foarte multe ori, chiar și aici și în alte țări mai civilizate. Așa, am stăm și în Franța la un mare congres, la o mare prezentare, unde era o lume bună, lume multă, lume așa de calitate, la care o doamnă mă întreba de ce cred că o să am succes cu cremele pe care eu le fac. Și am chemat-o lângă mine și am întrebat-o, priviți-vă rog în sala, aici sunteți în jur de 300 de doamne. Câte dintre dumneavoastră nu aveți o, o, o față mai îmbătrânită sau cu o îmbătrânire mai precoce decât e vârsta dumneavoastră? A, foarte mult. E, vedeți? Deci cu toate cremele pe care le-ați inventat voi, super civilizate, super medicalizate, din la nivel european și la nivel mondial, totuși gradul de îmbătrânire este destul de uh, avansat. Ceea ce înseamnă că există soluții, există noi soluții de mai bine în evoluția noastră științifică și terapeutică. După aia, afecțiuni care nu se văd, dar se simt. De exemplu, auzul. Cine, de exemplu, în momentul de față a dat răspuns la a, hipoacuzie, la tinnitus, la surditate. De exemplu, lucru care este absolut, absolut, uneori, a, cum spune francezul, imponsabil de negândit, de neconceput că există și o asemenea soluție. Și iată că Dumnezeu a descoperit ce există cazuri, de exemplu, de atrofii de nerv optic, atrofii de retină, care, confirmate, remene înainte și după tratament, ceea ce înseamnă că există iar anumite soluții deosebite. Nu mai vorbim de lucrurile care par mărunte, dar sunt de o durere și de un disconfort extraordinar. La bătături, bătăturile care toată lumea le... și monturile care sunt cu probleme și cu, mă rog, foarte, foarte delicate, uh, un disconfort extraordinar în, în mișcare și la anumite vârste uh, chiar creează o stare care este uh, foarte, foarte, foarte neplăcută. E, mai vorbim de varice, de venectazii, vorbim de hemoroizi, foarte complicat, foarte dificil, foarte greu, pentru că aici trebuie iar să ai o viziune de foarte largă și, mă rog, o anumită atitudine terapeutică care, Pacientul nu te întreabă ce fel de tehnici terapeutice folosești. Pe el îl interesează să se simtă bine. Și să fie vindecat. E, și Să fie vindecat. Nu îl interesează că tu, ai, tu poți să studiezi toată viața. Că vine câte unul și spune, doctor, de 2 ani de zile am studiat această boală și tot m-am făcut sănătos. Bine, de 2 ani, dar eu de 30 de ani și, și nici eu n-am găsit chiar toate soluțiile la anumite de afecțiuni. Deci sunt, sunt o multitudine de. De, de afecțiuni pe care, în momentul de față, de Dumnezeu, prin, prin înțelepciunea Sa celestă, ne-a descoperit niște dimensiuni ale unor tratamente care, într-adevăr, ne pun foarte bine în, în, în ecuația aceasta de refacere și de regenerare a societății din toate punctele de vedere. Noi venim și noi cu partea noastră de bogăție genetică și științifică pentru a da un alt miros societății, o altă calitate vieții. Iată că atunci când omul se lasă la dispoziția lui Dumnezeu, acolo unde l-a așezat în calitate de medic în această situație, Dumnezeu răspunde și oferă soluții la probleme pe care le întâlnim zilnic și cu care ne confruntăm cu toții sau ne vom confrunta la un moment dat. Și noi aici chiar suntem întrerupt, chiar sunt pe calea lui Isus. Aici chiar suntem urmașii lui Isus adevărați. Așa este, așa este și ne rugăm ca toți cei care ne văd și ne privesc să ia această decizie în viața lor. Aș vrea să vă întreb, care este conceptul de tratament pe care vă bazați? Da, deci, într-adevăr, era nevoie de o nouă, o, o nouă manieră de gândire în abordarea acestor afecțiuni. Pentru că, într-adevăr, noi ne raportăm în momentul de față la niște afecțiuni care sunt tratate de oameni de o mare competență, de o mare calitate, cu mari capacități științifice, cu mari capacități uh, terapeutice, cu mari capacități tehnice, financiare, pe care uh, e foarte greu să le atingi de foarte multe ori, te gândești așa, și în imaginație cum poți să ajungi, de exemplu, să tratezi cum se tratează într-o clinică. Mare cunoscută cu investiții enorme de milioane de miliarde de euro și mai departe. E, de multe ori lucrurile mari se găsesc în ecuații simple sau se pot explica în ecuații simple. Sigur că maniera pe care am conceput-o în studiarea acestor și în, în terapia acestor afecțiuni a fost de fapt privirea acea privire cinstită. Pe care trebuie să o iei din, din, din viață, din natură. Primul rând, este o, o, o gândire și o, o viziune holistică. Trebuie să privești toate elementele într-o formă sintetică. Dar în același timp trebuie să le vezi și separat. Deci trebuie să le aduni, să le vezi separat pe fiecare, să-l disești pe fiecare uh, simptom în parte și după aceea să le aduni pe toate ca să crezi imaginea reală a organismului și a tratamentului. Așa că am început pe formula uh, a unei alimentații care să fie adecvate, pentru că, în general, degeaba faci un tratament injectabil sau ei anumite tablete sau anumite, anumite tratamente dacă mediul intern nu este corect și nu este adecvat. Deci, în primul rând, trebuie respectată varianta pe care Dumnezeu ți-a dat-o în alimentație și atunci o iei din grădina Edenului și o, o introduci în alimentația ta ca să-ți regenerezi mai departe partea ta biologică. De la alimentație, care este de o importanță enormă, Trecem după aia la partea de medicații. O altă formă de medicație care este deosebită este hidroterapia. Hidroterapia pe care noi am reușit să o intelectualizăm, să o științifizăm, să o medicalizăm și toate formele acestea de terapii naturale să le adunăm într-un într singur loc. Acesta este un concept unic, chiar unic în lume. Nu s-a mai întâmplat așa ceva, lucru care la săpânța se întâmplă și este chiar deosebit de complexă Atitudinea și rezultatele sunt deosebit de bune, pentru că am adunat în orice afecțiune, de exemplu, este o implicație complexă a naturii, pe care foarte puțin o văd. De obicei, în hidroterapia practicată până în momentul de față, era un fel de hidroterapie unică unilaterală. Mergeai la Sovata pentru afecțiuni inflamatorii, pentru sterilitate, de asemenea, pentru boli cardiace. Te ducei la uh, uh, Vatra uh, și mai departe. Ei, uh, aici la, la Săpânța, noi am reușit o altă concepție mult mai complexă și mult mai medicală, cu o viziune mult mai largă asupra terapiei, luând toată simptomatologia pe care noi o avem și pe care o cunoaștem din punct de vedere medical cu toate modificările biochimice care se întâmplă în o anumită afecțiune și toate acestea să le, le reușim să le introducem într-o ecuație de armonie cu apele prin care acesta se plimbă. Și atunci am, luat, am adus apă sărată, un pic super sărată, atunci aproape de apa de la Marea Moartă care o aducem de la Coștui, și Gătac. Deci stațiuni care sunt bine cunoscute la Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății și așa mai departe. Această compoziție am pus într-un ciubăr. După aia am adus apă sulfuroasă, care se aduce de la Ieud. Iar o fântână cunoscută în analele Ministerului Mediului am adus-o într-un alt ciubăr. După aia avem care sulful se adresează vaselor, arterelor, venilor și mai departe. Prima, apa sărată, afecțiuni inflamatorii, edemat edematoase și mai departe. După aia, am, a, a, mergând pe conceptul acesta simptomatologic, a, a, unde știm că acolo unde există boli inflamatorii, unde există a, a, probleme degenerative, pH-ul este acid, am adus o altă teră apă alcalină de la săpânța, cunoscută de la apa minerală de la săpânță, care este o apă alcalină. Și atunci, egalizăm uh, pH-ul uh, dintr-un mediu acid al afecțiunii, cu uh, îl punem într-un mediu alcalin într-un alt ciubăr. După aia știm că toate aceste boli uh, au foarte multe acumulări de metale grele. Prin această formulă noi am abordat aducerea de uh, zeolit, în care am făcut un alt ciubăr cu apa cu zeolit. După aia, am trecut la apa cu. Uh, uh, pentru exterior, toate doamnele le trebuie să aibă o piele frumoasă, fină, catifelată, așa. Ace acestea, doamne, intră în ciubărul cu apa fieroasă, care face uh, uh, toată pielea o catifea superbă, dar în același timp are și elementele sale de troficitate și regenerare a epidermei. E, toate acestea la o altă, la final se uh, intră, intră corpul omenesc care a fost trecut prin toate acestea ciubere și echilibrat și armonizat și încărcat cu tot ce are nevoie sau descărcat de ce avea el toxine și metale grele și mai departe și intră în ciubărul cu uh, ceaiul de plante uh, de munte așa în care se reîncarcă energetic și la final avem două saune care sunt una este unicat, este o saună sărată toată, un, un, o grotă de sare în care vin aburi de plante și sare care ionizează, care descarcă organismul, îl elimină toxinele care scade edemul sunt niște reacții absolut extraordinare în momentul în care ai intrat obosit în sauna respectivă în maxim 5 minute simți totul totul descărcat, un creier frumos, sănătos relaxat, eliminat de tot ce este presiune, de tot ce este dizarmonie, este o stare de bine? Bineînțeles totul este, toate aceste ape sunt cu aer ozonificat în ele. Deci am un, o, un aparat care introduce ozonul în fiecare dintre aceste ciubere. Fiecare ciubăr are circuitul lui sanitar care preia apa, o refiltrează pentru că apa se filtrează mai multe ori, dar aici se refiltrează, se trece prin ultraviolete și se întoarce în ciubări sterile. Deci elementele de sterilitate, de încărcare energetică, ozonul extern are de asemenea două elemente foarte importante. Unul este de asepsie a apei, dar în același timp creșterea metabolismului țesuturilor externe. Lucru care facilitează teribil eliminarea grăsimii subcutanate, ceea ce este de importanță enormă. Și am avut niște cazuri superbe în care uh, niște doamne care erau un pic mai plinuțe, uh, în timp de șapte zile și au revenit la forma la care erau ele când s-au măritat. E atât de frumos. Adică formele organismului rămân foarte frumoase. E, pe lângă acestea, pe lângă aceste formule, deci avem alimentația, avem hidroterapia complexă, tipică, avem partea de infiltrații și de tratamente care regeneratoare, pe care noi am cercetat-o, am prezentat-o la congrese medicale și așa mai departe, care privește regenerația țesuturilor, care este iar o problemă deosebit de complexă, enormă. Aceasta este una dintre marile, marile probleme ale tratamentelor, în special în afecțiunile degenerative. De exemplu, avem o gonartrosă. Știința actuală mondială vine și spune că trebuie să facem proteză de genunchi. Bun, proteza se adresează doar oaselor. Deci capetele celor două oase, articulația, se schimbă. Dar ce facem noi la o anumită vârstă cu ligamentele, tendoanele, capsulele articulare, vasele limfatice, venele, arterele, toate țesuturile care sunt în jur, ale rămân tot îmbătrânite. Deci, normal, nu există o terapeutică care să adreseze tuturor țesu țesuturilor, să le pună toate într-o ecuație armonică și să le dea viață. Pentru că Rucru. este nevoie de această armonie. Exact. Și atunci, cu aceste elemente venim noi în momentul de față. Lucru care dă niște rezultate absolut fantastice. Am cazul de exemplu, care chiar acum am să o pacientă de la Ploiești care ne-am întâlnit după vreo 15 ani. Ea dezvoltat o afecțiune de genul acesta la un genunchi, a venit la mine, i-am făcut doar două infiltrații. Cu aceste două infiltrații, distința doamna a ajuns până acum fără nici o problemă și înainte făcuse câteva luni de zile tratamente peste tot, fără niciun rezultat. Pentru că era problema de această viziune, de această gândire, de acea gândire în plus. După aceea, întreținerea acestor elemente și a țesuturilor noastre o mai facem și prin o compoziție de creme regeneratoare, care de asemenea la dimensiunile lor, pentru că fiecare are un anumit, un anumit procentaj de acțiune. Poți să spui, de exemplu, că o cremă va acționa super profund în toate sesuturilor, dar la un anumit procentaj putem discuta că avem rezultate care sunt absolut deosebite. Tot ce înseamnă îmbătrânirea tegumentelor. O problemă care este enormă, pentru că uh, tegumentele nu se adresează doar uh, uh, ca expresia frumuseții, și a sănătății tegumentelor. Pentru că discutam și cu mama mea, care era foarte drăguță, și spuneam să-i spun să dea cu cremă pe față. Ce lasă-mă pace, că la vârsta mea, Așa trebuie să fie femeile curidate și mai departe. Zic, da, 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 uite-te că aici e un pic de atrofie și asta poate fi cancer. Aici se mai dezvoltă ceva, poate fi altceva. A, da, 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 atunci înseamnă că trebuie folosite. Deci noi trebuie să ne gândim la frumusețea ca o expresie a divinității și a iubirii lui Dumnezeu, nu ca o formă de exhibiție sau de uh, excentrizm în care să ne arătăm noi cât suntem noi. ne nele... punem noi în centru. Exact, ne punem noi în centru. Dar trebuie să ne gândim că această sănătate și frumusețea, mai vorbeam cu mai multe domnișoare și doamne, frumusețea expresia armoniei lui Dumnezeu nu este o expresie a sexualității exagerate și păcătoase. Pentru că frumusețea omului, de acolo vine Dumnezeu, ne-a făcut perfect. E, acum această formă uh, trebuie ca să fie îmbrăcată și întreținută de noi. E datoria noastră. Dumnezeu ne-a dat toate regulile și tot ce facem noi și nouă doctorilor ne-a dat capacitățile acestea de a trata pe cei din jurul nostru ca această sănătate să fie întreținută pentru a avea performanțe în viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca să o practicăm. Spre exemplu, sfera genitală îmbătrânește și până la urmă organismul îmbătrânește. Ce ar fi de făcut în această privință? Apropo de sfera genitală, este o problemă foarte delicată pentru că lumea privea cu un pic de reținere când vorbesc despre sfera genitală. De ce oare? Nu-mi explic. De ce? Erau sentimentele și atitudinile noastre învechite deoarece este zona regenerării, refacerii. De acolo ne vine nouă regenerarea și, de fapt, viața noastră perpetuarea vieții. Este o minune, este o frumusețe pe care Dumnezeu a dat-o femeii de a reproduce, de a face copii și mai departe. E, a, a, sfera este o problemă foarte delicată și ridică foarte multe probleme, pentru că, în special, atât în perioada sarcinii, când uh, trebuie ca să facă față la o, o greutate care este în plus. În perioada nașterii, care de asemenea toate țesuturile se modifică și după aceea trebuie să-și revină la loc. După aia, în perioada de leuzie, unde apar și hemoroizi și uh, o anumită hipotonicitate a musculaturii pelviene, este iar o altă problemă. Și care cu alte cu alte cuvinte, este un întreg proces prin care corpul nostru trece. Absolut și pe care trebuie noi să-l manageriem foarte bine. Iar forma cea mai importantă, cea mai importantă, foarte importantă, este la bătrânețe. Când toate țesuturile acestea pelviere, în special la femeile care au născut, au uh, avut două, trei, patru naștere și mai departe, sau care au uh, chiar uh, culmea, cele care au activitate statică, musculatura devine mai flască, pentru că nu este folosită. Și atunci, toate organele genitale cad, coboară și atunci, odată cu aceasta, începe pierderile de urină, care sunt, vă dați seama, la tuse, la efort, la... Mă știu, o, mă, cât de cât, cu efort sau așa, imediat se pierde unii. Ceea ce înseamnă și disconfortul tău personal, ca și, mă rog, întreținere, dar și în jurul tău se creează o atmosferă care nu este plăcută. Și atunci, toate elementele acestea trebuie manegeriate cum se cade. Și noi chiar avem răspunsul la această probleme. Lumea, în general, folosește termenul de rejuvenare. Dar rejuvenarea se adesează doar într-o manieră chirurgicală. Deci se reface chirurgical, țesuturile se adună, se restrâng, se încearcă să se repună, de fapt, țesuturile pelviene într-o formă aproximativă ca și în tinerețe. E, noi pe lângă aceasta avem aceste creme regeneratoare pelviene intime care uh, dau rezultate absolut uh, speciale și în același timp avem și niște injecții regeneratoare pe care le introducem în țesuturile pelviene, în mușchii ridicători anali și în toți mușchii perineali în care toate țesuturile acestea se regenerează. Este un lucru care este absolut special, special pentru că aceasta ne aduce din nou am paciente, de exemplu, care uh, au fost operate pelvian, li s-au ridicat toate țesuturile, s-au făcut toate refacerea țesutului perineal, însă începeau din nou să coboare datorită îmbătrânirii țesuturilor ca să poți să nu mai coboare și să stea la nivelul lor acolo unde trebuie să stea ele fiziologic, trebuie să le mai ajuți. Și aceasta, prin această cremă regeneratoare, prin infiltrație care le facem în țesuturile pelviene, se obțin niște rezultate absolut deosebite. Și poți să ai o bătrânețe frumoasă, sănătoasă, să fii bucuros, să te bucuri cu nepoții, cu tot și cu tine însuți, să nu fie o povară nici pentru tine și nici pentru ceilalți din jur. Pe care toată lumea o dorește, o bătrânețe frumoasă. Absolut, pentru că aceasta, de fapt, noi n-ar trebui ca să ne uh, fie teamă de vârstă. Vârsta este o lucru care e o cronologie. Normal, noi trebuie să ne petrecem viața noastră, să o desfășurăm în fiecare secundă a vieții noastre, începând de la copilărie și până la ultimele zile ale noastre, să ne petrecem într-o armonie deosebită cu familia, cu societatea, cu toți cei care ne-a Dumnezeu în jurul nostru, pentru că fiecare vârstă are frumusețea ei, are bucuria ei, are mirajul ei, este are frumusețea ei. Deci, noi, de fapt, trăim uh, în, într-o lume uh, cosmică pe care Dumnezeu ne-a dat-o, să fim utili în fiecare secundă pe drumul pe care noi ne aflăm. Să știe că, odată cu vârsta, dintre cele mai banale, poate, modificări articulare care apar sunt monturile. Cum le tratăm? Da, avem rezultate absolut speciale în Muntru. Să știți că foarte multă lume le operează. Sigur că operația este o formulă clasică care necesită niște tehnici operatorii. În primul rând, partea operatorie care, mă rog, este după toate criteriile operațiilor, cu partea de recuperare și așa mai departe. La noi merg foarte bine prin... Creme, infiltrații la nivelul monturilor și băile pe care le avem la săpânța regeneratoare. Și rezultatele sunt absolut deosebite. În același timp ajutăm și țesuturile din jur pe care, care sunt apropiate, legate și armonizate cu metatarsienele și rezultatele sunt deosebit de bune. Dar important de precizat este că pe lângă toate aceste tratamente și ajutoare pe care le dăm corpului nostru, este extrem de important să avem un regim de viață echilibrat. Întotdeauna. Deci acest lucru v-am spus de la început aceasta deci asta este și viziunea noastră. De la început își deci pornim cu alimentația și este uh, uneori amuzant, de exemplu, cei care vin la noi când spun la noi cu carnea și ne cerem scuze, la noi uh, uh, aici alimentația este vegetariană, alcalină, o alimentație venită din paradis, cu asta ce ne-a dat-o Dumnezeu, cu asta mergem mai departe. Lucru care este foarte important și care mi-ar face mare plăcere să rețină toți cu care noi discutăm astăzi: că uh, au apărut urzicile. Deci, urzicile, în momentul de față, au un rol atât de mare în organism, de curățare a arterelor, a venelor, a inflamațiilor, sunt absolut fantastice și e bine și le spun această rețetă acum de drag pentru că o, pot să o folosească din primăvară, de acum, și pot să și pună la vidat urzici pentru o perioadă mai lungă să le folosească în viitor. O mână de urzici spălate, bineînțeles, le-ai pus în blender, ai pus pe ele un jumătate de litru de lapte acru, așa, punem 3-4 căței de usturoi și una-două linguri de miere de albine, făcut un shake minunat, cu ăsta poți să îl bei de 2-3 ori pe zi, nu vă imaginați ce efecte fantastice are asupra întregului organism. Deci, în primul rând, asupra sistemului vascular, curățire, artere, veneșme, asupra inflamațiilor. Am avut la mine o franțuzoaică din marea familie a oamenilor de uh, vază din, din Franța, care tușea. A venit la mine în casă, eu am început să-mi fac shake-ul meu și, uh, în ciuda reacțiilor celorlalți din jur, care ziceau, haide, domnule, că asta sunt gogoși. Și mai departe, zi, bine, domnule, voi vă faceți partea voastră, eu îmi fac uh, urzicele mele. Uh, doamna spune, și eu vreau cum vrea bazil, așa fac și eu. Bun, ok. Ne-am luat câte un pahar fiecare, în 5 minute s-a terminat cu tusea. Deci vă imaginați ce efect rapid și impecabil asupra inflamațiilor bronșice. E, Gândiți-vă că toate acestea se extind mai departe la nivelul circulației cerebrale, ficat, rinic, detoxifiere, eliminarea uh, tuturor metalelor grele. Deci este ceva absolut special. Dacă toată lumea ar face acest lucru, bineînțeles putem adăuga și o păpădie și le urdă și altceva. Uh, Sunt multe complex. elemente pe care le avem exact, în natură și deart. pe care le putem exact. folosi. Exact. trebuie să folosim natura din plin, acum, a primăvara să facem această combinație dată de Dumnezeu minunată și deosebită, de, de benefică. Pentru că ne-am apropiat de finalul ediției noastre de astăzi, aș vrea să vă întreb în două cuvinte unde vă pot găsi oamenii în Cluj-Napoca? În Cluj-Napoca mă pot găsi la Fundația Petros. Acolo este telefon de contact, oricine dorește ca să se întâlnească cu noi, cu dragă inimă, pot contacta Fundația Petros. Vă mulțumim! Stimați telespectatori, vă mulțumim pentru că ați rămas alături de noi până în aceste momente. Sperăm că v-am fost de folos cu ceea ce v-am oferit astăzi. Eu sunt Miruna Ruxande, iar alături de mine, în studioul Credo TV, s-a aflat domnul doctor Vasile Bodnar. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Cu aleasă dragoste totdeauna!